Acum vom schimba uleiul la ATV. La motor. Desfacem suportul protecției. Aici este pompa de apă, carcasa filtrului de ulei de la motor, jojă de la uleiul de motor, jojă de la cutia de viteze și acesta este aerisitorul cutiei de viteze. Acest furtun de la pompa de apă este bine să-l întoarcem. Să întoarcem partea de sus, astfel încât să nu intre apă sau mizerie. Verificăm uleiul. Ștergem. Desfacem și jojă de la cutia de viteze. Verificăm și aici uleiul. Și acum vom da drumul la uleiul din cutia de viteze și la uleiul din motor. Desfacem aerisitorul cutiei de viteze. Avem grijă să nu pierdem colierul. Și cu o cheie de 17 desfacem bușonul de golire care se află în partea de jos a cutiei de viteze. Toate bușoanele de scurgere au o garnitură de cupru sau de aluminiu. Care trebuie schimbată dacă prezintă urme de tasare. Cel mai bine ar fi ca la fiecare revizie să se schimbe această garnitură de cupru sau aluminiu. Întotdeauna când desfacem bușoanele de golire, da? Inspectăm dacă ceea ce rămâne prins pe magnet prezintă bucăți mari de metal. Acesta este un indicator foarte bun pentru a-ți da seama cum a funcționat cutia de viteze. După cum ați văzut, a fost fin, nu am avut reziduri, bucăți de metal mari. Lăsăm uleiul să scurgă la cutia de viteze și până atunci vom desface bușonul la uleiul de motor. Bușonul, șaiba de aluminiu sau de cupru, la fel vedem cum a funcționat. Șaiba de aluminiu sau de cupru, la fel vedem cum a funcționat.
desfacem și filtrul de ulei, desfăcut șuruburile, scoatem capacul, suntem atenți la O-ring. La fel ca și șaibele, acest O-ring trebuie schimbat de fiecare dată când schimbăm, desfacem capacul. Găurile de la șuruburile de prindere a capacului. O să rog pe Alexandru să-mi dea un filtru de ulei de acolo nou. Avem grijă ca filtrul de ulei să intre bine în capac, să fie așezat cum trebuie. După care prindem capacul filtrului de ulei și nu uităm să prindem aerisitorul de la cutia de viteză. După ce am lăsat să scurgă uleiul din cutie și din motor, punem bușoane la loc, bușonul de la cutia de viteză. Bușonul de la motor. După ce am pus bușoanele și filtrul de ulei, completăm în specificații, ne spune că intră 2,5 litri de ulei. Așa că o să completăm cu 2,5 litri de ulei. Pornim motorul, lăsăm să meargă câteva zeci de secunde, îl oprim și vom măsura pe jos nivelul de ulei. Completăm ulei și la cutia de viteze. În specificații ne spune că intră 0,6 litri. O să punem 0,6 litri, după care îl verificăm. Totdeauna după ce ați schimbat uleiul, ca să verificați nivelul de ulei din motor, ATV-ul trebuie pornit, lăsat puțin să meargă, după care oprit, așteptat un minut sau două și verificat din nou pe jojă. Trebuie pornit deoarece uleiul trebuie să ajungă în filtrul de ulei, în radiatorul de răcire, în funcție de ce tip de motor are ATV-ul respectiv. Punem și joja la cutie, verificăm să aibă O-ring. Okay.
Mergem pe zona.